Cra. Cra? Cra? Cra, cra. Bună dimineața, copii, dar vai ce muzică e asta. S-a lăsat Abi de manele. Stai! Unde e Abi? Mărțișoare, mărțișoare, pentru fetele penale, luați cât sunt calde. Auzi, fata, pot să-ți vând un mărțișor? Cumperi unul, plătești două. Nu! A, da, se apropie 1 martie, acum înțeleg. Mă scuzați, domn profesor? Felix? Încă ești pe aici? Nu trebuia să te întorci acasă? Ba na, de-aia voiam să vă rog să mă lăsați să plec mai devreme astăzi, dacă se poate, ca să prind și eu avion. Sigur, Felix, și are cine să te ducă? Nu-i nicio problemă că te însoțim noi cu cel mai mare drag, nu-i așa, copii? Așa ziceam și eu, haide! Ah, mersi, mi-a părut bine că v-am cunoscut, băieți și Mimi. Da, doar băieți. A fost frumos în România cât am stat. În afară de voi și faza cu tomberonul, totul a fost fain. Doamne, am și uitat, încă am coșmarul cu seara aia. Păi, bine, Felix, hai să te ajutăm și cu bagajele și... Mărțișoare, mărțișoare, nu da aur, dai de culoare. Pentru străinezii cu lovele în buzunare, luați cât sunt calde. Oh, nu, iar tu și aici? Păi la cum, boss, că pe aici găsești cei mai mulți binevoitori să-mi cumpere marfa. Ieftin, uite, nu te bagi. Să ai și tu amintire acolo la tine din... coacina de unde vii tu? Ia fi atent aici. Ai dale, sunt un coșar cu scară ediție limitată. N-ai să mai vezi vreodată. Sau o potcoavă, calitatea întâia, proaspătă, direct de pe un cal de curs. Sau cea mai bengoasă ofertă, cu cel mai 3 foi, cu 4 foi. Îți va aduce noroție toată viețișoara ta. Uite-te la mine când îți zic și ție și copiilor tăi. Și toate-ți dă aur curat. Nu știu ce să zic. Păi toate mi se par rupte și... de plastic. Aoleu, cum să zici așa ceva? Ai grijă că te trăznește dreptul Dumnezeu. Păi înjure așa tradiția? Ia de cartea 100 de euro și te-am iertat. Haide, boss, că-s ieftine pentru buzunarul tău. Păi te mai uiți la 100 de euro. Bine, gata, am terminat cu făcutul de râs. E timpul să plecăm. Spune pa lui Felix, copii. Pa lui Felix, copii. Aoleu, ce mai strică mie afacerile proful ăsta, mâncaia. Oh, dar ce avem noi acolo? Încetișor. Taxă de transport. Pa, pa Felix. Pa, nu o să-mi fie dor de voi. Bun. Acum că Felix a plecat, Abi, da, fă. Ia zi tu așa, cam câte mărțișoare din astea de aur furat, curat, zici tu că ai vândut? O, pă multe, boss, păi străinezul pune botul imediat. A, da? Copii? Puneți mâna pe el. Bă, bune, frate, nu mă așteaptă nimenea, nici măcar mama, nici vijai, careva? Tule, mama lor, las că le-o fac eu mâine la școală. Și eu care aveam de gând să le aduc un cadou, las că le dau eu cadou, dar să nu mai poată să ducă. Bine. Bun, copii, pentru astăzi am avut o... Jimmy, te-ai întors? Da. Păi și? Cum a fost în Suedia? Nu ne povestești și nouă? Păi, vremea era rece, oamenii și mai reci, dar barurile erau cea mai mare punct de atracție turistică pentru mine. Ah, bun, super. Atunci, de fapt, stați așa, că v-am adus și vouă câte ceva. Dacă tot se apropie 1 martie, în loc de mărțișor, v-am adus ceva specific suedez. Chiftele. Cu un sos făcut special de mine pentru voi. Haide, luați! Ce frumos din partea ta, Jimmy! Aoleu, dar ce-ai pus în astea? Mai mâncați alea? Și? Cum ți-a părut în România? Da... și mie.